Sofia! Acestea nu sunt simple, au în ele provocări. Bilbao n-a versat pe obraz. Grăbiți-vă încet, grăbiți-vă încet. Teo, Flavius, Sofia e aproape. Și acum să schimbăm locația pentru runda finală. Iată drumul. Wow. Jus la ultima locație a challenge-ului nostru. Aici, chiar aici se află oul câștigător cu marele premiu de 1000 de euro. Oul de aur. Care va fi echipa câștigătoare? Vom vedea dacă rămâneți până la final. Veți avea o surpriză, pentru că noi vom lupta pentru un singur copil. Toate echipele de aici vor lupta pentru un singur copil, ca acel copil să se facă bine. Veți afla despre ce e vorba dacă rămâneți cu noi până la final. Și acum să intrăm să vedem regulile jocului. Știu numai una, că trebuie să căutăm ouă. Să intrăm. Avem 100 de ouă colorate. Fiecare ou conține în el un premiu în bani. De la un leu până la 100 de lei. Avem 100 de bancnote de un leu pe care le găsiți în acele ou. Dar sunt 20 de bancnote de 5 lei, 10 bancnote de 10 lei, 2 de 50 de lei și una de 100 de lei. Toate aceste ouă vor fi ascunse în magazin, dar nu de către noi, pentru că și noi vom forma o echipă. Cineva le va ascunde și toată gașca le va căuta. Yay! Yay! O regulă foarte importantă: dacă în căutări unul din participanți va da un produs jos, acela va fi penalizat. Și oul îi va fi luat de cel care îl descoperă. Astfel, toți cei care vor participa se vor grăbi încet, conform proverbului latin, festina lente. Și avem ouăle de aur care vor fi așezate fix în vitrină. Concurenții nu vor avea acces la ele decât dacă vor face o sarcină. Așa. Și încă două. Ar merge unul. Dacă dați un pic, să fie în spatele. Sau în față. Sau în fața tabelor, numai unde ajungeți. Gata. Astăzi la vedere, fiecare echipă își va alege unul la final. Și unul singur e câștigător. Gata, formăm echipele și pornim provocarea. Să începem! Prima echipă e deja formată. Echipa portocalie. Lipsește. Avem o trădătoare printre noi. A fugit la echipa turcoaz. Echipa turcoaz. Eu. Așa că ați făcut cunoștință cu echipa portocalie, formată din 4 membri. Echipa. Mergem către echipa turcoaz, că tot am zis, ei sunt 5 membri în echipă. Wow. Flavius, Ingrid, Teo, Bianca și iarăși Bianca. Și echipa galbenă cu 4 membri. Al cincelea se ascunde. Și echipa albă, tot cu 4 membri. Ce mai avem? Mai sunt 2 echipe și în partea aceea. Echipa roz cu 3 membri și echipa mov cu 4 membri. Numai fetițe în echipa mov. Mai e o echipă formată doar din fetițe, oare? Nu, aici avem băiețel, aici avem pe tati băiețel. 5 băiețel. Peste tot sunt băieței, numai la echipa mov sunt doar fetițe. Fiecare echipă are câte un coșuleț. Aici toți membrii echipei vor aduna ouăle, da? Deci tot ce găsește fiecare membru de la galben va pune aici. Vom avea la dispoziție 5 minute să găsim 100 de ouăle în magazin. Ei sunt dușmani! Ei sunt dușmani în acest challenge! Când suntem pregătiți, dăm startul!
mereu. Cei mai pregătiți. Cei mai mereu. Cei mai pregătiți. Cei mai pregătiți. În 3, 2, 1. Porniți căutările. Mami, ai dormit? Hai, mami, hai. Hai, Bri, hai. Hai, mami, hai, hai, hai. Cine a dat jos? Eu le-am găsit aici. Wow, câte ouă ai! Hai, Cristian, ai găsit? Pe jos, peste tot. Pe aici, pe aici, pe aici, vedeți? Ai găsit, ai găsit, ai găsit? Echipa noastră pierde în locul 1. Ce faceți, frate? Uite aici, uite aici. Uitați-vă bine. Carla, uite acolo jos, uite jos, Carla, uite. Ma caută. Ce se întâmplă? Noi nu reușim să adunăm. Mara a trecut pe lângă el și nu l-a văzut. Hai, Bri, caută și pe jos. Uite, am găsit și eu unul. Bravo, tati! Hai, hai, turcoaz, hai! Pe jos, pe jos. Se vede că sunt de aici. Ai găsit el? Unde? Hai, Andrei, găsești tu? Am găsit. Cine a scăpat pe jos? Uite unul. Bravo, tati! Și a căzut goarna. De unde? Nu aici. Ai găsit? Nu faci dezastru, mai Bri, hai, Bri, hai, Bri, hai, Bri. Ce faci, Ingrid? Hai, aici, aici. Ați găsit? Uite și ei au ouă. Mai cele mai puține. Hai, hai, tu pari. Hai, Bri, caută, Bri, caută. Tamara, unde-i? Ea caută ouă. Bravo! Hai, hai, vine înapoi, bravo. Teo, ce-ai făcut? Te-am văzut. Acolo. Nu contează, ai dat jos? Nu. Ba da. Nu s-a dat pe jos. Mai e. Hai, Bia! Hai, hai! 2 minute 47, 48. N-a trecut nici măcar jumătate din timp. O să fie aici, nu, că aici e la sticle. Noi nu găsim. Hai, mami, hai, mami, hai, mami, găsești? La sticle nu, nu contă la sticle. Nu cred.
Ia uite un pic, tati, cadru pe coșul lor să vezi câte au. Wow! Mara, ce facem? Ce avem noi acolo? Am găsit eu 3 sau 2. Și eu, Mara, găsit. Nimic? Nimic? Hai, Mara, hai. La sticle nu. La sticle nu. Hai să nu te plastic, aici, nu? Ai găsit? Aproape un minut mai avem. La borcane au zis că n-au fost, deci nu te uitați la borcane. Nu vă uitați. Iar suntem toate aici. Să fi pus pe aici? Nu știu. Poate n-au fost. Nu. Uite, ce mare e. Ce faci, Ingrid? Ați găsit ceva? 7, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Stop joc! Stop joc! Am găsit unul pe ultima sută! Gata! Am găsit unul pe ultima sută! Bravo! Dar uite ce mult avem! Gata! Adunăm echipele, vedem întâi câte sunt în fiecare coșuleț. Eu am strâns doar 2. Și eu cu tati restul. Și cu Bri. Avem câte în total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avem 8 ouă. Fiecare echipă va număra câte ouă are. Să vedem dacă mai sunt asupra. Echipa Portocalie a adunat 8 ouă. Hai să vedem echipa MOV. Wow! Productiv. Da. Câte ouă sunt la echipa MOV? Le punem aici? Hai. Și le numărăm în coșuleț. 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ouă, bravo! Bravo! Echipa roz. Hai, echipa roz. Echipa roz are 6 ouă, felicitări. Da, dar știți, poate să fie cele mai valoroase, vedem? Da. Hai să vedem echipa turcoaz. Wow! Cred că e record aici. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Super din toate. Așa? Să vedem. Alb. Echipa albă. Echipa albă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ouă. Bravo. Și echipa galbenă și ei au multe. Avem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 ouă, echipa galbenă. Nu se știe. Numai ouăle de aur, de ce? Apropo, acum, vreau să vă arăt că în fiecare ou se află câte un bănuț. Poate să fie un leu, dar poate să fie 100 de lei. Așteptați! Vom scoate banii din ouă și vom număra. Astfel vom decide cine alege primul oul de aur. Dar până atunci, hai să adunăm să vedem câte sunt în total. Mai țineți minte ce numere v-am zis la fiecare? Bun, deci avem așa. 8 plus 18, 26 plus 15, 41 plus 6, 47 cu 27 plus 25, 72. 72. Și mai e vreo echipă? Alb, cât ați avut? Deci în total? 83. Mai avem 13 ouă în joc. Și fiecare echipă va avea câte un reprezentant să caute ouăle. De exemplu, noi la echipa Portocalie o desemnăm pe Mara să ne reprezinte tura asta. La echipa turcoaz cine? Hai. Teo? Da. Sigur? Da. Ok. Teo? Da. Vei căuta o în continuare. Nu, tu. Singura. Tu. De la alb, David? De la galben? Eu. Mami. Miruna. Miruna. Eva. De la roz, Emma. Acolo Eva. Emma. Și de la mov, Sofia. Sofia? Fără limită de timp, cei 6 membri desemnați vor căuta ouăle și vor anunța când găsesc câte unul ca să putem să contorizăm, da? Da. Atenție, cei 6 reprezentanți, pornim! Hai, Mara, hai! Hai, Teo! Hai, Teo! Hai, Teo! Hai, Teo! Dă-mi indicii, tati, dă-mi indicii! Stai, stai, nu așa!
Crezi că sunt aici, Mara? Pus. Eu nu cred că au pus aici. Caută mai bine. Ai găsit aici pe sus, ca să nu vezi. Hai, hai, Mara, hai. Caută, 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 caută. Când găsiți, anunțați! Hai, Mara, hai, Mara. Hai, Mara, hai. Hai că poți, sigur poți. Aici e, nu știu. Pentru tine. Ai găsit-o acum? Da. Bravo, Teo! Deci sunt ouăle, într-adevăr, nu le găsim. Voi merge și voi lua interviuri tuturor echipelor să vedem fiecare câte a găsit până acum, să adun. Turcoaz, două. Tu ai găsit și tu unul? Câte? Unul, trei. Tu ai găsit, galben? Da. Dar nu ești lui galben. Câte a găsit galben? Unu. Patru. Patru. Două. Nu, nici roz, nici mov, nici portocaliu. S-au găsit până acum patru. Hei! Păi sunt nouă. Tu bine căutat! Te-am prins! Biscuiții, acum apopiu! Viața a virat biscuiții! Mara, ai găsit un nou? Nu găsesc niciun nou. Hai, Mara, hai, Mara, hai, Măruța! Așa, prinsul. Hai, Sofia! Ușor, ușor, caută! Ei, Bianca, am luat un nou! Căutați! Căutați! Două, atât s-au găsit, Teo le-a găsit. Căuta, căuta! Nu-i fair play! E tot că sunt schichițe, știi? Peștera de trăgente n-am găsit niciodată. Fii atentă la omul, ești atentă la mine, tu? Da. Iar eu trebuie să păzesc acum pe fie care caută ouă. Eu. Mă, Rabius, tu ce faci? Tu admiri șervețelele? Da. Da, admiri. Hai, Teo. A găsit! Hai, Mara! Nu sunt nicăieri! Unde le tot găsiți? Ușor, fetelor, ușor! Deci câte aveți? 5? Da! 30? Galben, wow. Cât ați adunat? Una, 6! Oh, mai sunt! 7! Am numărat încă o dată, lipsesc 6 ouă și de aceea printre rafturi vor intra adulții, deoarece copiii acum riscă să dărâme ceva. Așa că, tati, noi căutăm și Mara ne filmează. A plecat doamna care le-a așezat. Nu cred. Și efectiv, n-avem pe cine întreba. Nu, să le găsim. Deci nu-mi vine să cred că s-a întâmplat treaba asta. Eram sigură că se întâmplă treaba asta. Ce dacă e 100 de lei, 50 și 50? Asta se întâmplă în momentul în care faci pe bune și nu-i aranjat nimic. Sigur o să rămână pe aici. Bravo! Mai sunt 5 ouă! Ce, nu suntem și noi niște copii? Aici. Echipa turcoază iar a găsit un nou. Tu ați mai găsit vreo unul? Nu știu, nu, la 2 desigur m-a pus. Iar găsești? N-am găsit mama nimic. Ai găsit? Nu, nu, nu. Uite unul. Am găsit unul! Am găsit un ou. Unde era? Treaba mea. Hai, tati. Bine, sunt frigider, nu s-au pus? E în frigider? Nu știu. Lucian, uite aici, uite aici. E stare. Am găsit și eu o ciocolată. Încă ați găsit? Ce-a făcut Carla cu ouăle? Unde-i dus ouăle? Hai, eu caut. Cred că e bine să renunțăm. Mai sunt 4 ouă de găsit și nu le găsim pe nicăieri. Mai bine să adunăm banii să vedem de cât e paguba. Ce zici, tati? Așa vom face. Hai, numărăm. Eu zic să numărăm întâi banii echipei portocalii. Banii noștri. Pentru că suntem aici. Hai. Să începem cu banii echipei noastre. Avem 1, 10, 1, 5, sunt 3 lei. Eu am 5, iarăși, să fie mai bun. 1 leu. 5 lei. O să vă zic în curând și cât are echipa noastră. Hai să vedem la roz. Avem 1 leu. Și aici ai 2. Și aici ai 1, 2, 3, 4. Câți lei sunt aici? 9. Să vedem aici, aici, aici. 5. Încă 5. Să vedem aici, aici, aici. Wow! Și 50. Bravo.
Socotiți acum repede câți aveți în parc frățiorul, dar întâi trebuie să-mi zici suma, da? Da. Un nivelire 50? Da! Vezi ce ți-a zis? Chiar dacă au puține ouă, poate să câștige! Bun, cine vine? Tu? Hai să vedem aici! Echipa albă! Echipa albă! Wow! Cum sunt aici? 15! 6, 21 și cu 10! 31! Și? 1 leu sau 2? 2 lei! 33 și cu 5? 38. Erau 38 și cu 5? 43, nu? 43 și cu 5? 48. Și? Și cu 5? Mamă, el a nivelit. 53, 54. Și? 55, 56. Să vedem aici. Ultimul. 59. Deci echipa albă are 59 de lei. Echipa roz cât are? 70. Ah, 70. Vedeți cum ai puține ouă și o sumă mai mare. Vreți voi acum? Ok. Noi avem 31 de lei, dar să vedem cât are echipa MOV. Începem deja cu 10. Ține. 15. 20 și cu 5? 25. 25 cu 2? 27. 1? 28. 28 cu 10? 38. 68? Dacă nu găsim o cu 100. Ar fi tare. 68 și cu? Și cu 3? 71. Stai cât ți-a rugat și vreau cu 3. 81! Mai avem ouă, nu mai avem, gata. Sunt desfăcute toate. Gata. Bun, echipa galbenă, țineți minte, da, câți bani aveți? 81. 5. Ia să văd eu dacă voi de la echipa galbenă știți să faceți adunarea. 5 cu 3? 8. Bravo! 28, 29, 35, 45, 55, fii atentă câte de 10 au ele! 56, 76, nu mai sunt. Echipa galbenă are 76 de lei! Acum să vedem echipa bogaților. Da, dar știți ceva? Ei sunt mulți și trebuie să împartă, așa că degeaba au fost bani. Un leu. Unul trebuie să țină banii. Să-i și socotească. 1 și cu 2. 3. Desfacem toți și numărăm la urmă. 10. Dacă găsește cineva un ban mai mare, să anunțe. Ați poftit. Wow. 10. De 1, de 1. Eu am de 1 aici. Ri. Ia-mi tu banii. 10. Ia de 1. 50. Nu cred! 100 de lei! Nu s-a găsit o 100 de lei! Echipa câștigătoare va alege primul ou auriu și eu sunt sigură că va fi echipa turcoază. Hai! Acum! Echipa turcoază prima! Și alege oul! Ia să vedem! Oul auriu! 5! 4! 3! 2! 1! Nu-l desfaceți! Nu-l desfaceți! Cine a avut 70 ceva de lei? 80 și ceva. 80 ceva. Cine? 81. Așa, bun, alegeți. Hai, Sofia, alege. Asta? Nu desfaceți. Fii cu brânză. Asta. Nu desfaceți. Așa, acum, ia să vedem. Roz, alegeți. Asta, da? Da. Acum galben, voi ați avut, nu? Nu. Ok, hai, alegeți voi acum. Asta, bun. Asta. Așa, alb, echipa albă. Ia să vedem, unde mai sunt ouăle? Aici mai e unul. Acolo unul și acolo unul. Ăla e al tău. Și ăsta te rămâne nouă. Și Mara, oul de acolo. Ultimul. Ia, Mara. Ce zici, e câștigător? Ia să vedem. Cine deschide primul? Eu. Noi. Hai, ia să vedem. La echipa turcoază avem... Necâștigător! Necâștigător! Nu ne supărăm! Ia să vedem, alb! Câștigător! Nu cred! Ia să vedem! Câștigător! 3, 2, 1 și... Ai câștigat! Bravo! Echipa albă a câștigat! Echipa albă este echipa care a prezentat magazinul
Supermercato Casa Italia. Foarte tare! Ia să vedem și celelalte ouă ce conțin, ca să nu credeți că sunt mai multe câștigătoare. Hai să vedem. Toată lumea se desfacă acum. Necâștigător! Să vedem unde e premiul și să vă zic ce se întâmplă cu premiul. Avem povestea lui Vladimir. Vladimir, un copil obișnuit de 7 ani, foarte jucăuș, un copil normal, mergea la școală ca toți copiii. La un moment dat s-a îmbolnăvit. Brusc a paralizat. A descoperit foarte târziu că are meningită, pentru că au fost mai multe diagnostice greșite și din cauza aceasta a rămas cu sechele după această boală. El a rămas în continuare paralizat și are nevoie de ajutorul nostru să se poată recupera. Dacă vreți și voi să donați pentru Vladimir, aveți în descriere contul părinților. Și acum premiul! Așa. Câștigătorul Hunting X 2023. Bravo, David! David a câștigat 1000 de euro pe care îi va dona către Vladimir. Mulțumim, David! Felicitări! Puteți face și voi un gest frumos de Paști, donând pentru orice caz, nu numai pentru Vladimir. Mulțumim, Supermercato Casa Italia, pentru că ne-a găzduit în seara aceasta. Magazinele se găsesc fizic în Focșani, Galați, dar produsele se pot comanda online de pe www.magazinitalian.ro. Mulțumim că ați ajuns până la final. Dacă vă plac astfel de provocări, nu uitați să ne susțineți cu un like, subscribe și un share. Aveți mai departe vloguri în continuare pe ecranele de final. Până data viitoare vă spunem la revedere și v-am pupat! Pa, pa! Toată gașa, echipa turcoasă care a câștigat unde este zică. Ei erau cea mai mare energie în istorie. Și Paște fericit pentru toți cei care sărbătoresc Paștele în acest weekend!